fraților! Astăzi beau cu mine la piață. Am de gând să fac un video cum nu am mai făcut până acum. Și vă duc cu mine la piața din Olnesu-Boa. Dacă sunteți curioși să vedeți cum arată ea și cum a realizat acest machiaj super natural de zi, vă invit să vizionați acest clip în continuare. După ce mi-am curățat tenul de dimineață, am folosit vitamina lichidă pentru a-mi hidrata bine pielea. După care încep cu fondul de ten L'Oreal Infallible și de această dată o să îl aplic cu pensulața de la Real Technic. Nu e neapărat un make-up tutorial, așadar nu o să insist foarte mult pe produse sau stilul de aplicare al lor. Îl întind așa în mare cu degețelul, cu lăbuțele. Vai de mine, oameni buni, că m-ați văzut, o mare parte din voi ați văzut deja clipul cu părerea mea despre concurenții de la Insula Iubirii. Vai, eu atât am putut să râd când l-am auzit pe ăsta nou care a venit, cum îl cheamă, vai, nu mai știu, ăla blond, ciudat. Cum o zgătă gagică să dacă s-a făcut cu cremă pe lăbuțe. Doamne fer, și-a de acolo e gluma asta mea. Gluma bună. Nu de mult m-am trezit și am o stare de răceală, cred că. Simt ușor că mă răcesc și sunt cam necăjită în această privință. Dar cred că auziți și voi pe voce că sunt o idee mai răgușită, parcă. Deci încerc să mă mega grăbesc cu acest machiaj, să nu dureze tare, tare mult. Mă fac în zona asta la gât, cam greu pot să vorbesc. Eu să știți că stau foarte, foarte aproape de gară și pot să spun, nu prin curtea mea, dar exact după gardul curții mele, trece trenul și sunt nevoită să țin geamul închis mereu când filmez, că se aude foarte, foarte tare atunci când trece trenul. Așadar, și prin urmare, astăzi s-a anunțat căldură și deja simt că e destul de călduc în casă. Și nu pot deschide geamul, că nu o să mă mai auziți din 5 în 5 minute nimic. Așa că-s nevoită să stau cu geamul închis și să rabd căldură. Bun. Hai că fundul de ten arată destul de ok. Eu l-am întins cât se poate de bine și de repede. Nu mă machiez foarte, foarte tare, că m-a spus un machiaj mai natural de zi, de mers la piață până la urmă. Așa. După ce am aplicat fundul de ten, aplicăm anti-charcan. Puțin de tot. Eu am cearcăne destul de măricele, asta e trăsătură de familie. N-am nicio problemă de sănătate, doamne fer, dar bine, într-adevăr, când sunt în acea perioadă a lunii sau, nu știu, mega obosite, ele mi se accentuează, dar în general, de când sunt mică și de când mă știu, am cearcăne, așa are și mami, așa are și bunica și așa are tăia în eu. Bun. O să încerc pe cât posibil să mă grăbesc, deși că atunci când mă machiez îmi place să... Nu că să pierd timp, e ciudat să spun chestia asta, dar atât de mult îmi place să mă machiez, încât de cele mai multe ori când fac asta, mă trezesc, nu știu, ca și cum aș fi în fața, ca și cum aș fi o, hai, nu știu cum să vă spun, într-o lucrare elaborată de artă, ceva pictură, mai mi știți, și simt așa că mă las dusă de val și mă tot fac. Și mă tot dau și cine știe ce mai impun și mai are, mai așa pe mălujez de doamne feri. Deci asta fac de obicei. Încerc cât pot să mă grăbesc. Dar să știți că în ultimul timp chiar am reușit să mă machiez mai rapid decât o făceam de altă dată. Pentru că atât am încercat până am reușit. Bun, mi-am aplicat și anticearcă, nu? Acum dau cu pudrăța capaca rapid peste tot ca să setez bine produsele cremoase și iau pensulica asta, țaca-paca, scutur excesul și aplic pe toată suprafața feței. Dar nu prin păr, mă, dă. Măi, oameni buni, eu nu pot să fac video numai când mă simt inspirată, să știți. Dacă sunt oameni care comentează, eu nu am ce să fac. Nu pot să mulțumesc pe toată lumea, asta e categoric. Orice ai face și... No. Eu numai vă spun, v-am mai spus și mă repet, eu pot să fac videouri pe YouTube doar atunci când mă simt inspirată și dacă într-o săptămână am chef să mă filmez de 10 ori făcând sau spunând diverse lucruri, fac treaba aia. Dacă nu am chef 3 luni să mai filmez, nu mai filmez. Și deci nu pot să fiu extraordinar de constantă pentru că spațiul ăsta îl simt extrem de privat, deși are legătură cu voi, cu toți oamenii și ar trebui cumva să
Nici nu știu, poate ar trebui să existe un oarecare program al postărilor mele. Nu pot să fac asta, îmi place să fiu, să fac eu în general viața și mai ales chestiile astea legate de online, să le fac așa cum vreau eu și cum dorește sufletul meu și bineînțeles cum pot eu. Sper să nu vă deranjeze chestia asta și să mă urmăriți în continuare, să mă urmăriți videoclipurile în continuare atunci când eu postez. Prefer să fac așa decât să, în primul rând, decât să vă mint și să, sau nu neapărat să vă mint, decât să vă promit chestii și apoi să nu mă pot ține de cuvânt, sau să filmez mereu atunci când vă spun, să zic în fiecare miercuri sau așa, dar să se simtă că nu-i... Că n-am chef, că pe mie se vede foarte ușor, nu știu, cred că sunt extrem de expresivă sau nu știu, când supărată se vede, când sunt nervoasă se vede prea puțini oameni nu-și dau seama atunci când eu am o problemă. Așadar, dacă ar fi să postez numai pentru că v-am promis, dar eu de fapt n-am niciun chef în ziua respectivă sau am eu altele pe cap sau așa, s-ar vedea și să știu, mai nu, știi, rapid. Mai bine fac cu tot dragul să vă transmită. Să vă transmit o stare de bine și gânduri pozitive. Nu, dar serios, mă înțelegeți ce vreau să spun. Bun, ce-am făcut, că nu v-am mai zis, m-am luat cu alte povești. Am aplicat cu pensulica asta, un pic de pudră de contur exact aici sub pomeți, în zona asta, la nas și foarte puțin sub buza de jos. Apoi, pentru că e un machiaj de zi și vreau să fie destul de natural, nu foarte sclipicios și sclipitor, am să folosesc blush-ul ăsta, care are și puțin SIDEF în el. Așadar, nu voi mai folosi iluminator după ce aplic blush-ul ăsta. Îmi place că e ușor, adică e colorat, că doar e blush. Dar e ușor sidefat și atunci îmi luminează-te, nu? Priviți. Nu știu cât se vede, dar vă spun eu că e o variantă bună pentru machiajul de zi, dacă vrei să nu folosești și iluminator. Pentru că urc ușor cu el până în sus pe pomeți, ușor. Și îmi place mult să-l folosesc când așa mai pe grabă sau la un machiaj de zi. Chiar și la un machiaj de seară merge. Nu zice nimeni dacă vă place să fiți mai strălucitoare, adăugați și iluminator după ce folosiți ăsta și ok. Deci nu zice nimeni. Fiecare face cum vrea. Dar vă spun, când îți pe fugă, folosesc paletuța asta care o iubesc de altfel și v-am mai spus-o despre de la Stick. Bun! Iar acum o să urmeze sprâncenile. Rapid o să mi le fac cu fardul ăsta de la Oriflame, pe care îl folosesc de mult și ăsta, dacă mă urmăriți, știți, nuanța asta mai închisă, îmi place să o folosesc atunci când mă grăbesc pe toată suprafața sprâncenei. Uiteți ce sprâncene de vis am eu. N-are rost. Și cu pensulica asta de la Zoeva, numărul 322, clasica și iubita mea, o să încep să aplic fard pe sprâncene. Dar nu o să filmez chestia asta, că poate durează un picuț mai mult de obicei. Asta e partea ce durează cel mai mult și mă scuzați că mă repet din machiaj. Așadar, ca să nu vă rețin, o să îmi fac sprâncenele și apoi revin. Sprâncenele sunt gata și aplic acum mascara. Asta e la Essence, îmi place tare mult. N-am vrut să filmez etapa cu sprâncenele și sper să nu fie cu supărare, dar v-am zis, durează destul de mult, deși că, sincer, de această dată, undeva la 3-4 minute, cred că a fost toată schema, poate nici nu. Da, așa e, că atunci când... Bine, eu iară cu filozofiile mele, dați-i pace, nu știu ce am să zic. Bun, îmi aplic acest rimel, după care îmi fac buzele, cred că mă dau cu un gloss așa rapid. Îmi place să folosesc, chiar îmi place foarte mult să mă dau cu glossuri, dar mai ales atunci când mi-e prins părul, știi? Când îi pe spate și bate un chivântul, mi se lipește tăi de buze și nu-mi place deloc. Bine, că și așa s-ar putea să am surprize de genul, că am șuvițele astea și dacă suflă vântul, rămân cu ele, cu părul lipit de buză. Bun. Cam asta e un machiaj pentru mine natural, rapid, nu? Ce ziceți voi? Că dacă n-ați fi văzut pașii acestui machiaj, ați fi crezut că nici nu-s machiat, așa-i? Ia, Doamne, dar mă mai dau un pic cu rimel să fie mai încărcate, ușor mai încărcate genile. Că dacă tot n-am folosit farduri sau tuș, oriceva creioane pe la ochi și nici pe buze nu o să mă dau cu un ruș puternic, merge. Merge. Ta-da! Se vede diferența, jaba. Cât mai aplici încă un strat, e...
Mult mai ok. Ioi, dar știi ce am uitat să fac? Să mă aplic pudră pe pleoapă. Și cum am pleoapele uleioase, nu pot sări peste această etapă. Că mi se adună în pliu foarte, foarte repede. Mi se adună produs și când folosesc pudră, dar pe când nu mă dau deloc, ai de mie. Deci, trebuie să mă dau cu pudră pe pleoapă. Și pentru asta o să folosesc o să folosesc o pensulică micuță. Oare unde Dumnezeu am pus-o? Ia aici. Aceasta, atâta e drăguță, vai. Și intră așa de bine și sub ochi și pe pleoapă. O, la, la. Deci, iau. Ah, să mi s-o cerimelu. Așa. Ia un pic de pudră și aplic pe pleoapă. Asta deja mi s-a adunat un pic de produs și am grijă că înainte să aplic pudra să tapotez ușor cu degetul ca să dispară acea dunguliță și apoi pun pudra. Așa. Pun un pic și în zona asta. O idee. Bun. Bun, să trecem la buze. Și, cum v-am spus, astăzi folosesc un gloss. Am aici unul de la Astor. Și un creion de buze într-o nuanță super mega naturală. Gata machiajul meu de astăzi. Cam așa arată. Super, super drăguț. Rapid. Să știu ce cei. Eu chestia asta mereu, mereu o fac după ce termin machiajul, în cazul care atunci când l-a realizat tot ce cei. Nu curăț un șervețel sau ceva ce cei și pentru că am unde pe ei. Bun! Și să mergem la piață! La piață! La piață! La piață! La piață! Outfit of the day! Poartă astăzi o bluză pe care tot de la piață am cumpărat-o. E de bumbac, într-o culoare ce îmi place enorm de mult. Borseta asta e de piele, am luat-o cu 5 euro tot de la piață, însă aceasta a fost nouă și nu second. În rest, toate celelalte haine ce le port astăzi, să știți că sunt luate de la second. Deci bluzița, pantalonii și ei, tot de la piața, dar tot de la piața, dar nu ești din România. Zici și șalvar de ăștia mega lejer, drăguț, înflorați. Și am un picior pereche de tenis Converse, care și ăștia, să știți că tot de la piața, am luat din România. Noi acolo, la Târgu Lăpuș, avem o piață super, 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 super tare, în fiecare joi, unde găsești chestii de... Doamne feri! Despre asta cred că v-am mai zis într-un clip, mai de mult când am filmat la mine la magazin, cred că. Bun, cam asta port eu astăzi, o ținută lejeră. Afară, cred că îi... o temperatură potrivită pentru această ținută. Dacă o să fie foarte cald, pot să-mi dau asta jos cam pe sub un baie wash simplu. Așadar, să pornim la drum! Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est le chat. Mais c'est comme ça? Oui. Non, mais moi, c'est pas ça. Bon,